Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou dialog aici la Exploziv TV. Astăzi o invitată pe care am cunoscut-o cu câteva minute înainte de începerea emisiunii noastre. Sper să mă descurc, mai ales că e un domeniu destul de greu și complicat, dar am văzut că în ultimul an și decât cu pandemia asta pe capul nostru, foarte mulți oameni pe care îi știam în alte domenii și în alte meserii se pricep la medicină. Spun bună dimineața, Sărumâna, invitatei noastre de astăzi este în premieră, vă asigur, este doamna doctor Mariana Constantin, este din Pitești, da? A venit în Piatra Neamț, mă rog, la prieteni, la cunoscuți, dar se poate înfiripa și o activitate medicală, bineînțeles, pe mai multe o să ne povestească. Domnia sa, Sărumâna, bună dimineața și vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație, bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mă uitam pe site-ul dumneavoastră, Dr. Mariana Constantin. Deci ați fost medic, sunteți medic de medicină. Nu, vezi că e o greșeală acolo. Medicină generală, medic de familie și fac medicină așa zis alternativă. Prefer varianta de medicină holistică pentru că a vedea omul ca pe o ființă divină înseamnă a-l vedea holistic și nu este o alternativă. Este o altfel de viziune asupra omului ca individ și ca ființă divină. Deci după 30 de ani de medicină... După 30 de ani de medicină am practicat în paralel și acest gen de medicină alternativă holistică. După 30 de ani am hotărât să mă pensionez, chiar la începutul pandemiei, la 1 aprilie, am ieșit la pensie. Cu... Nu e nicio glumă, anul trecut, da? Nu e nicio glumă, anul trecut, exact. Nu știați nimic? Nu știam ce se nimic. Pregătea la orizont, da? Da. Să zicem că nu știam, deși aparatul pe care lucrez ne dă niște informații... Și ne așteptăm în permanență să mai apară cât un virus, cât o bacterie care o să ne complice care viața. O să ne complice viața. M-am pensionat cu bucurie pentru că pot să tot timpul pe care l-am, pot să mi-l ocup așa cum îmi place, să mă ocup de oameni, de pacienții mei. O fac cu plăcere, o fac cu iubire și nu vreau să mă laud, dar rezultatele sunt pe măsură. Sunt pe măsură, da. Cum sunt privite aceste două domenii, ca două forme diferite, medicina clasică, medicina aceasta alternativă? Medicina clasică este medicina clasică, deci care abordează omul ca ființă fizică vorbind. Deci medicina clasică, din păcate, tratează mai mult simptomul și efectul bolii, mai puțin cauza bolii. Mie în urmă cu mulți ani, când cam prin anul 2000, când m-am hotărât să, de fapt și de drept, vedeam că lucrurile nu mai merg așa de bine cu terapiile, cu tratamentele alopate. Bolile începeau să se schimbe, deja apăreau boli necunoscute, bolile moderne, pe care medicina, din păcate, nu le cunoaște. Și discut cu colegi de-ai mei, cu profesori. Pentru că apar meserii noi, apar activități noi, iată faptul că stăm ore întregi la calculator, da, ore exact. Întregi stăm în telefoane. Da, da, toate device-urile astea. Apar boli noi. Apar boli noi, da. Toxinele care sunt peste tot, aerul e plin de noxe, alimentele nu mai vorbim, sunt pline. Cred că și viața noastră este foarte dată peste cap. Da. Poate mai mult, ne odihnim mai puțin, mâncăm la voia întâmplării. Deci toate acestea, ne dau bioritmul peste cap și organismul nostru care e făcut perfect de Dumnezeu, cum se spune, după chipul și asemănarea lui. Deci noi când ne naștem suntem ființe perfecte. Din păcate, de îndată începem să primim niște programe de la cei din jur, începem să primim substanțe chimice pe care corpul uman nu le recunoaște. Corpul uman nu recunoaște decât
ceea ce a creat Dumnezeu, adică substanțele din natură. Când primești o substanță chimică din afară, medicament, un vaccin, orice, chimicalele din alimente, corpul nu le recunoaște și atunci ficatul, care e uzina chimică a organismului, face eforturi foarte mari să le metabolizeze, deci eforturi energetice, la rândul său rinichiul face eforturi să elimine toxinele, deci energia corpului se pierde pentru metabolizarea acestor substanțe, absorpția făcându-se într-o cantitate destul de mică acestor substanțe chimice, deci mai mult dăunează decât ne fac bine. Desigur, normal, am folosit toată perioada cât am profesat, am folosit medicamente și sunt și ele foarte utile în situații critice, pot salva viața, dar eu merg foarte mult pe principiul profilaxiei, lucru care nu se prea poartă și nu se poartă nici la noi, dar nici în alte țări, pentru că eu am pacienți foarte mulți și în afară, și în Franța, și în Belgia, și în Italia, și în Spania, și în America, și în Olanda. Nu se prea poartă profilaxia și este mult mai simplu ca să facem prevenție decât să tratăm o afecțiune. Adevărat că este o industrie foarte importantă de medicamente, da, care se învârte în jurul omului, pentru că știți foarte bine, toți se bat pentru piața de desfacere. Chiar a apărut o carte acum câțiva ani și în cartea respectivă se spunea că, dom'le, trebuie să câștigi piața de desfacere, să câștigi piața, așa, și nu s-a gândit nimeni că cea mai facilă piață de desfacere poate fi chiar omul. Omul va fi piața de desfacere și el va cumpăra medicamente, el va cumpăra, mă rog, toate aceste suplimente alimentare, că și astea fac parte tot din același... Da, numai că sunt produse de sursă naturală. Un supliment are o absorpție între 70 și 90%. Acum, mai recent, au apărut produsele lipozomale care au o absorpție de până la 98%, deci ei o vitamina D lipozomală și se absorbe în procent de 98% față de un medicament care se absorbe într-o cantitate foarte mică. Și vă spun asta cazuistic vorbind, dacă îmi permite să dau un exemplu. Chiar de curând, o doamnă, o pacientă de-a mea, la 72 de ani, cu un cancer de tiroidă, cu metastaze pe oase, cu metastaze ganglionare, a venit acum 3 ani la mine, a mers pe tot ce am recomandat. Dânsa nu reușea sub nicio formă să-și crească nivelul la vitamina D, în condițiile în care lua niște suplimente aduse, fiul dânsei trăiește în America, îi trimitea de acolo, de calitate bune, dar nu reușea să-și crească vitamina D. Corpul nu le asimila. Nu le asimila, da. Exact. Și am recomandat noua apărută vitamina D lipozomală și după o lună s-a dus să-și facă dozarea și a constatat că e în valori normale. Bineînțeles că prima reacție a fost să nu creadă că e așa, că nu a fost niciodată vitamina D în parametrii normali, s-a dus și a repetat la alt laborator să se convingă și într-adevăr m-a sunat și a zis: doamna doctor, nu pot să cred, pentru prima dată când eu am vitamina D în organism, în parametrii normali. Da, e foarte importantă în bolile degenerative. Și da, ați spus că apar boli noi. Spuneți-mi puțin cum ar trebui ca omul din ziua de astăzi să se comporte, ce trebuie să facă el să, nu știu, să evite. Toată lumea încearcă să evite îmbolnăvirea. Da, așa este. Și sunt foarte multe site-uri, sunt foarte multe informații pe Google. Omul se uită și se tratează de pe Google. Ceea ce nu prea este bine deloc, pentru că sunt informații și informații. Mai citesc și eu când am timp. Unele par foarte verosimile, foarte adevărate, foarte logice și omul zice,
e bine, fac așa, că așa... Surse, știți cum era înainte, sigur. Apăreau prin ziare cercetătorii britanici, da. Au dat așa, dar nimeni nu se interesa. Nimeni, care sunt cercetătorii ăștia britanici? Exact. Britanici, da. Așa, așa e. Și omul și ia informațiile de pe acolo și nu totdeauna sunt cele mai recomandate. E adevărat, noi toate evoluează, noi evoluăm, trebuie să înțelegem niște lucruri despre cum este construit omul și de ce are el nevoie ca să funcționeze acum, în această etapă. Pentru că sunt mulți care vin și spun, eu mănânc sănătos. Sunt de acord. Respectați programul de masă, mâncați legume, fructe, cât mai puțină carne sau produse, proteine animale. Mâncați sănătos, e adevărat. Dar nimic din ce consumăm nu mai este foarte sănătos. Și s-au făcut studii și s-a constatat că vitaminele și mineralele din legume și din fructe nu mai sunt în cantitatea necesară. Adică nu, legumele, fructele nu mai au decât maxim 15% vitamine și minerale față de ce aveau acum 30 de ani. Restul deșeu, organismul nu? Uman, da, are aceleași necesități, da, nu? El cum să funcționeze dacă nu-i mai aduci ceea ce are nevoie. Și atunci trebuie să suplimentăm de undeva. Suplimentele, asta este rolul lor, suplimentele naturale. Sunt multe firme care au produse de calitate. Eu personal am încercat cu produse de la toate firmele de când am intrat în România. Le cunosc, le-am testat pe mine și pe familie la început, ulterior pe pacienți. Și am făcut o selecție așa pe parcurs. Fiecare firmă are produse de top, produse foarte bune. Restul produselor sunt asemănătoare. De 8 ani m-am oprit la un concept de sănătate promovat de o anumită firmă. Nu vreau să fac reclamă. Cine este interesat mă poate întreba. Ceea ce m-a câștigat pe mine în totalitate când mi s-a prezentat acest concept a fost primul pas al conceptului. Conceptul are 5 pași. Când mi s-a prezentat mie acum 8 ani, avea doar 4. De fapt, ultimii doi se cam, mă rog, sunt cam același lucru, să spunem. Când mi s-a spus primul pas, hidratarea și alcalinizarea, pași către sănătate, pași importanți, foarte... Să-i rugăm pe telespectatori să-și noteze pașii ăștia? Să-i rugăm, că da. Nu ne întâlnim în fiecare zi cu informații. Chiar dacă emisiunile la televizor abundă de fel de fel de oameni, nu știu dacă toți sunt calificați. Dumneavoastră dați, cum să spun, ați din experiență, da. Pe propria piele ați făcut, da. Deci, da, în primul rând? Primul pas și cel mai important este apa, hidratarea și alcalinizarea corpului. Deci, mie când mi s-a spus primul pas, credeți-mă, mi s-au aprins toate beculețele și m-am umplut de bucurie sufletească, pentru că eram într-o perioadă în care, lucrând cu homeopate, cu produse gemoterapice, cu suplimente de la cele mai bune firme, simțeam că totuși lucrurile, la bolile care sunt acum, lucrurile merg încet și mă tot rugam, Doamne, să mai fac un curs, să mai învăț ceva, să mai aflu ceva care să mă ajute să meargă mai repede vindecarea pacientului. Și iată că într-o seară apare un domn la cabinet la mine și mă întreabă, vreți să aflați un concept? Zic, tot ce e de sănătate mă interesează. Când mi-a spus hidratare, alcalinizare, m-am luminat. Am zis, era exact ce îmi lipsea în ceea ce făceam. Hidratarea și alcalinizarea este primul pas. Al doilea pas este deparazitarea. Și când spunem deparazitare, ne gândim la tot ceea ce parazitează corpul uman. Adică virusuri, bacterii, fungi, paraziți intestinali și nu numai. Al treilea pas este detoxifierea. După ce faci de parazitarea, trebuie să cureți intestinele, să cureți sângele și limfa de deșeuri. Vă spun că după al doilea pas, deja cam 40% din probleme încep să se rezolve. Iar după al treilea pas, după detoxifiere,
deja cam 70% din probleme se rezolvă. E foarte important. E foarte important să ne detoxifiem de cel puțin 2-3 ori pe an, depinde și să ne deparazităm. Depinde de fiecare ce consumă. Carnivorii sunt plini de paraziți. Și paraziții sunt foarte periculoși. Deci există o doctoriță din America, se cheamă Hulda Clark, care a scris o carte consistentă, dânsa fiind oncolog. În acea carte ne demonstrează cum prezența paraziților în corpul nostru, la unii o viață întreagă, pentru că noi nu avem obiceiul ăsta să facem de parazitare, duce la apariția cancerului. Și are cazuri concrete și sincer, și eu m-am confruntat cu așa ceva, cu pacienți foarte parazitați, foarte bolnavi, care și-au făcut colonoscopii, și-au făcut remeneuri, tomografii, s-au căutat în România, în Turcia, în Germania, în Austria, chiar colegi de-ai mei. Recent am o colegă de-a mea venită fără diagnostic, că toate bolile astea, cum am spus, sunt boli ale perioadei ăștia moderne. Erei moderne, da? Era modernă, da. Fără diagnostic și, în consecință, fără tratament. Deci hidratarea și alcalinizarea, dacă vreți să detaliem... Da, 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 cum să nu? Da, 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 dați câteva... Două, trei repere. Poate mulți oameni n-au înțeles acolo de parazitare, de, da, detoxifiere. Da, adică dacă sunt lucruri separate sunt și lucruri vom vorbi separate, cât da. Un pic din fiecare. Eu, să știți că, pediatră fiind, mi-am dorit foarte mult, am mulți copii, pacienți, mi-am dorit ca copiii să învețe de mici la școală. Învață atâtea lucruri inutile, să mă ierte Dumnezeu. A, în dar programa școlară, nu? În programa școlară, atâtea lucruri inutile și ei nu învață practic lucruri despre de corpul lor, lor, despre da. Sănătatea lor, despre cum trebuie să aibă grijă de sănătatea lor și de corpul lor. Corpul nostru, pornim de la ideea că nu este un simplu corp, un vehicul. Este un templu, pentru că el sălășuiește spiritul. Și noi avem obligația în fața lui Dumnezeu să avem grijă de corpul nostru. Și pot să vă spun, dacă îmi permiteți, că pe mine odată părintele meu duhovnic m-a certat, pentru că munceam foarte mult, nu mai aveam grijă de mine, cum spune dumneavoastră, da. Permanent prinși cu treaba, cu pacienții. Și m-a văzut că nu eram bine deloc, cam așa, caz de targă, mă apropiam să fiu, și mi-a spus clar, nu faceți bine, nu ne bate în joc de bunul pe care ni l-a dat Dumnezeu de acest corp. Asta trebuie să o înțelegem cu toții în ceea ce privește alimentația, mișcarea, tot ceea ce înseamnă stil de viață. Bun, noi suntem la naștere 90% apă. Iar la maturitate ajungem cam la 70% apă. Apa este matricea vieții, da? Apa este elementul cel mai puternic de pe planeta Pământ. Planeta Pământ, care are 70% apă, planeta albastră. Apa are multe calități și niște parametri pe care mulți îi știu. Majoritatea știu despre pH. pH, da. Da, care trebuie să fie mai alcalin ca să putem să fim alcalini așa cum am fost născuți. Alt parametru este potențialul de oxidoreducere. Asta înseamnă calitatea apei de a fi oxidantă, de a elimina radicalii liberi. Deci o apă alcalină elimină radicalii liberi din celulă și ne protejează împotriva bolilor degenerative. Mai este tensiunea superficială, e foarte importantă, care trebuie să fie scăzută ca să poată să intre în celulă, dar după părerea mea, cea mai importantă calitate a apei este faptul că are memorie. Deci, memoria apei este extrem de importantă, pentru că apa, ca și vehicul, poartă informația de la o celulă la alta. Și este foarte importantă informația, deoarece noi, în acest univers, 99% este informație, energie informată și doar 1% este materie.
Noi punem atâta preț pe această materie și uităm că, de fapt, informația este cea mai importantă. Se știe și se spune și în popor vis-a-vis de gând, care, da, este o energie. Nu-l vedem, dar el există, da? Suntem plini de gânduri, avem peste 70.000 de gânduri în 24 de ore. Și gândurile astea ne apasă sau ne ridică? Majoritatea nu ne sunt de folos, da. Deci este o energie foarte puternică, deci trebuie să avem grijă ce gândim, cum se spune în popor, că s-ar putea să ni se întâmple. Deci apa poartă informația de la o energie, de la o celulă la alta. De-aia e important ca celulele să fie sănătoase, să fie oxigenate, să nu fie inflamate, pentru că o celulă inflamată degenerează. O celulă care moare predă informația celulei care se naște. De-aia noi trebuie să facem toate eforturile ca celula care moare și care își termină ciclul de viață să transmită o informație bună celulelor care se nasc. Apa este o resursă foarte importantă și scrie și în cărțile sfinte și nu numai, în tot ce au făcut cercetătorii în ultimii ani, o resursă care va fi din ce în ce mai apa bună, de calitate. Mai prețuită, chiar găseam... Păi când se gândea vreodată omul că va da bani pe apă. Exact, da. Și dăm bani pe o apă, acum nu vreau să intru în conflict cu industria, da, cu nimeni, nu sunt un om conflictual, fac pace cu toată lumea, dar trebuie să știm ca și informație că apa care stă la peturi, la temperaturi peste 19 grade, este o apă care poate fi și ea o cauză de îmbolnăvire de cancer. De ce? Peturile acelea la peste 19 grade elimină niște substanțe chimice, se cheamă bisfenoli, care lucrează și ei pe lângă restul în bietul nostru organism. Deci, iarăși plasticul ăsta, de fapt plasticul, da, e sursa multor planeta, rele, da, din... Da, da, distruge planeta, așa, da, este. Eu când am văzut prima dată un bidon de plastic, era atunci la Revoluție, undeva într-un spital. Și am zis că asta va fi cea mai mare invenție, cred că, a următorilor ani. Eu gândeam, da, că știu ce... Am tras cu sticlele, du-le, da, 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 așa, da, da, du-te cu ele. Toți la schimb, să cumpărăm, mă trimiteau ai mei să cumpăr apă minerală, da, cu sticle la schimb, nu te duceai așa să le iei fără sticle, că așa. Și am zis, băi, bidonul de plastic va fi, dar iată unde s-a, da, ajuns după 30, da, de ani, este o nebunie. Este o, da, nebunie, așa este. Putem să ne protejăm, dincolo de faptul că e o apă care nu-și mai are calitățile care sunt trecute pe etichetă, pentru că pe etichetă se trec parametrii apei în momentul în care a fost îmbuteliată. Ea stând în... Nu știm cât a stat, unde a stat, știm, pe unde, exact, a umblat, exact, prin ce camioane, exact, prin ce soare, prin ce vânt, ploaie, da, și așa mai departe. Chiar am un pacient care a venit foarte bolnav la mine și dânsul avea depozit de sucuri, de apă, de... Aha, și se... Când i-am spus de 19 grade, ce, doamna doctor, 19 grade? Păi stă la 40 ceva de grade, poate și mai mult. Cine are grijă în apei? Depozitele, da, alea, unde... Cine are? N-ai cine cum mai are grijă, să o protejezi. Da. Dincolo de asta, v-au auzit, da, telespectatorii, da, probabil, la mine la cabinet, da, la mine la cabinet. Doamna doctor este din Pitești, are cabinet în Pitești și în București, poate o să aibă și în Piatra Neamț, o să vă mai ținem la curent cu asta. Da. Deci am lămurit-o cu apa, am cu hidratarea. Cât este de important? Asta cu 2 important. Litri. Noi trebuie să bem așa, corect. Cât ne cere organismul? Organismul nostru, da, are nevoie de 30-50 de mililitri de apă pe kilogram corp și pe zi. 30 iarna și 50 vara, pentru că e mai cald și transpirăm mai mult. Noi trebuie să bem o apă de calitate. Deci ce bem noi la peturi este o apă moartă. Chiar și apa de la chiuvetă este tot apă moartă, pentru că e tratată cu clor, ca să distrugă bacteriile, mai are și policlorura de aluminiu care este pusă în stațiile de filtrare să coaguleze mâlul eventual de pe țevi, dar cât de cât este o apă mai verificată, e o apă curgătoare, sfârșit, s-a întâmplat, am avut caz de sugar de 6 luni care a făcut giardia, deci copilașul, îmi cer scuze că deviez, dar nu, e legat foarte... de așa îmi aduc aminte de cât un caz. La 6 luni nu mai mânca, slăbea,
mama prietenă cu mine, farmacistă, bineînțeles s-a dus la București, la pediatri de renume, n-au știut ce are. Feeling-ul meu după simptomatologie, i-am spus, măi, pare a fi giardia. Mama mea fiind medic de laborator, i-a făcut analiza și a ieșit giardia. Ea s-a întrebat de unde, că îi dau doar lapte. Păi zic, hai să testăm apa. A, lapte praf. Lapte praf care se prepara cu apă. Și s-au găsit chiși de giardia în apă. Apa de la chiuvet. Apa de la PET, că nu-i de bea. A, de la PET, da. Da. Și atunci te întrebi, oare cum e mai bine? Sincer, eu am găsit soluția folosind niște pliculețe cu pulbere de coral, pe care tot când am cunoscut acest concept, în momentul în care mi s-a prezentat, am zis, wow, e nemaipomenit, așa e, asta lipsește, hidratarea, alcalinizarea. Dar cu ce le facem? Da? Acum, eu cumpărasem cu ani în urmă un aparat care filtrează apa, mă rog, aparat electric care creează apa alcalină prin procesul de electroliză. L-am folosit foarte puțin timp, m-a rămas așa doar ca filtru. Ulterior am aflat că apa aceasta făcută la aparate prin proces de electroliză, deci la curent electric. Da, da, da. Adică noi suntem destul de magnetizați, trăim într-o cușcă electromagnetică, nu ne mai trebuie și apa. Plus că apa făcută prin procesul de electroliză, molecula apei, are structură pentagonală. Am și un aparat de ăsta. Da. Separă apele, te cucești ce apă neagră este. Da, da, da. Deci apă curată și apă. Și un fel de, da, ca să, de filtru, de un filtru, un separator, un separator, un separator de apă, un separator, da. Este o, este, e ceva foarte, a apărut prin formula asta, nu știu unde, da, a apărut la vremea respectivă prin anii 90 și a făcut și taică-mi un aparat de asta, l-am folosit și noi. Da, astea sunt bune de filtrat. Da. Mai sunt și căl filtrat, între eu așa folosesc apa de la chiuvetă, pentru că e o apă curgătoare. Apa statică nu are energie, deci trebuie să folosim o apă care curge. Ori la robinet e o apă curgătoare, o filtrăm printr-un filtru din acesta, o cană filtrantă, da? După care punem, eu o transfer într-o sticlă de sticlă, sau am o carafă de sticlă în care țin apa, și pun un pliculeț de pulbere de coral. Asta se găsește, nu? Se găsește într-un anumit sistem, putem să-l procurăm, nu-i problemă, cine e interesat, povestim. Ce se întâmplă? Cu toți știm despre Henri Coandă. Henri Coandă, geniul nostru, nu s-a ocupat numai de motoare. Uh-huh. El a avut vreo 200 de invenții. Da, a fost un geniu. Ca mulți alții, ai neamului românesc. De statul, da, român. Da. Henri Coandă a fost foarte mult preocupat de apă și a căutat apa vie. Preocuparea vieții lui a fost să găsească apa vie pe această planetă frumoasă. Și a umblat împreună cu asistentul dânsului, doctorul Patrick Flanagan, și până la urmă a găsit în Pakistan, într-o zonă Hunza, se cheamă, populația Hunza, care locuia în apropierea unui ghețar. În această zonă, toți trăiesc în jur de 125 de ani și fac copii și la 65 de ani, mor de bătrânețe, acolo nu îi au uită bol. Dumnezeu, îi uită, cum se spune, da, da, exact. Și n-a știut inițial de unde li se trage longevitatea. Adică n-au nici servicii, acolo e sărăcie, da, și e pustiu. Da. N-au nici, mănâncă, cred că, servicii medicale. Așa, deci, mănâncă, da, ce mănâncă și totuși trăiesc foarte mult. El a crezut că au acolo ceva plante speciale care nu trăiesc în alte zone. Aha. Și plantele alea, dar a cercetat, a văzut că nu de la alimentație mâncau de la apă, ci de la apă, și ei beau apă de la acest ghețar. I-a atras atenția că apa ghețarului era albăstruie opalescentă. A luat de acolo apă, au studiat în laborator și apa aceasta era plină de minerale. Deci celulei noastre, dacă îi dai apă și minerale, nu mai are nevoie de nimic. Da? Nu-i trebuie nici cârdați, nici mici, nici. De îi trebuie minerale. Postul cu apă, nu? Da, e vindecător. Oameni care trăiesc, da, 10 zile, chiar 40 de zile. Da, da, cunosc persoane, da. Și, da, am făcut și noi emisiune aici, da, fără niciun fel de problemă. Deci cu așa mâncarea, e,
Deci, cu mâncarea. Poți, dar fără apă. Fără nu. Apă nu. Organismul. Apa esențială. Ai apă și minerale, funcționezi perfect. Apropo de longevitate, mi-am pus întrebarea de când eram copil, mă întrebam, Doamne, cum trăiesc veteranii ăștia de război, săracii de ei care au fost chinuiți în război, acolo au fost greu. Toți peste cum 90 de ani. Peste, da. Ajung la 100 de ani. Ulterior am înțeles că ei de mâncat ori fi mâncat, ori fi mâncat ceva pe acolo. Dar de băut au băut apă. Postul negru vindecă. Aha, ia uite. Postul negru e vindecător. Ăia de-au plecat bolnavi sau vindecat. Deci oamenii ăștia au făcut câte 17-20 de ani de post negru cu apă și asta i-a ținut. Și de-aia sunt atât de longevivi. Și în felul ăsta Henri Coandă a predat, mă rog, toate studiile după moartea lui doctorului Flanagan. Flanagan a căutat, mă rog, firme, societăți, au căutat de fapt și de drept o sursă în natură care să conțină aceste minerale, care puse în apă să o structureze, să o transforme în apă vie. Da? Deci apa se structurează, capătă o structură hexagonală care îi permite să intre în interiorul celulei. Apa care nu are structură hexagonală nu intră în celulă. Rămâne în spațiu extracelular. Și sunt oameni care vin și spun, le găsesc pe aparatul de biorezonanță hidratarea proastă și se supără și spun, cum, doamna doctor, eu beau și 4 litri de apă pe zi. Da, de ce apă beți? Mai beau și minerală, mai beau, în sfârșit. Apa minerală? Proastă. Apa minerală e bună? Nu e o apă tocmai bună, că e gazoasă și face alte probleme. Știți foarte bine că oamenii de afaceri și-au dat seama de potențialul apei, că poate fi un venit, aduce foarte mulți bani. Și am înțeles că 70% din tot ce înseamnă rezervă de apă de pe planetă o deține o singură firmă. Nu-i dăm numele, elvețiană. Da. Deci toate rezervele din Africa, de unde sunt, probabil și apa aceasta vie din zona respectivă. Da, deci ei au căutat în urma studiilor o sursă de minerale în natură care puse în apă să structureze apa și până la urmă au găsit cercetătorii în Japonia, în regiunea Okinawa, un ghețar de mare adâncime din epoca preistorică care are structura asemănătoare structurii corpului uman, din punct de vedere al mineralelor. Mă rog, li s-a permis folosirea acestui ghețar cu multă grijă, cu ghețar coral. Da. Pentru că nu trebuie distrus și recifele de coral, ei știu ce să recolteze și s-a făcut, mă rog, un laborator în care se prepară pulberea de coral. Persoane care au fost în zona acolo și spun că la hotel apa care e extrasă este pur și simplu, ai impresia că te-ai dat cu o cremă, deci mineralele alea hrănesc pielea și doamna spunea, zice, parcă mă dădusem, am ieșit de sub duș și eram dată cu cremă. Deci cât de importante sunt mineralele. Mineralele sunt multe și fiecare are rolul lui în corp. Noi știm de câteva minerale, ele sunt foarte multe, sunt tabelul Mendeleev, cât are 78 de minerale. Fiecare are rolul lui, vedeți? Ești agitat, ești nervos, ai palpitații, dureri precordiale, păi ai lipsă de potasiu sau ai lipsă de calciu, te dor oasele, ai lipsă de crom, ai poftă de dulce, ai lipsă de germaniu sau de fier, înseamnă că ai o anemie, lipsa de zinc ne arată un deficit metabolic, o proastă oxigenare, deci imunitate scăzută, deci fiecare are rolul lui în corp, inclusiv aurul, argintul care este antibiotic natural, aurul care detoxifiază corpul și gândurile, legrează gândurile, deci fiecare are rolul lui, toate sunt organizate perfect. Nu există nimic haotic în universul ăsta. Totul este matematic organizat de energia creator. De creator. Da. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea. Și folosind un pliculeț din acesta la 1,5 litri de apă, noi ne asigurăm apa vie care într-adevăr intră în celulă. Doar bând apa asta am avut pacienți care au scăpat de insomnie, de anxietate, de depresie.
Pentru că într-un mediu acid, neurotransmițătorii nu mai funcționează. Da? Creierul are 85% apă. Da. Noi nu-i dăm apă. Te doare capul, știți? Că de multe ori pacientul poate să supără. Vine, mă doare rău capul, doamna, mă doare foarte rău capul. Zic, câtă apă ați băut azi? Păi n-am băut. Cred că deloc sau un pahar. Lumea tratează la diverse banal, asta cu apa. Așa, da, e foarte important, asta spun. Da, când ți-e sete înseamnă că atunci organismul chiar trage de tine. Exact. Deci momentul ăla este crucial. De multe ori și când ți-e foame, foamea, de fapt, ascunde o sete. Corpul cere ce are nevoie, dar noi îi dăm alimentație. Și când ți-e foame, când vezi un pahar de apă, primată iei, iei paharul. Deci este foarte importantă hidratarea. Nu putem să funcționăm dacă nu ne hidratăm corect și nu ne hidratăm cu apa. Am și vorbit aici într-o emisiune, în Japonia deja toată lumea dimineața bea un pahar de apă, dimineața trebuie începută cu apă. Dimineața până în ora 11 noi trebuie să mâncăm, pentru că între ora 2 noaptea și ora 11 funcționează mecanismele de detoxifiere. Și noi dacă venim cu alimente la prima oră, oprim procesul de detoxifiere și începem cu digestia. A, deci cade că dimineața mâncarea de dimineață, la rupere. Da, nu. Da. Deci dimineața bem o jumătate de litru de apă până în ora 11, mai luăm un supliment care face alcalinizare, care ajută la procesele de eliminare, pentru că corpul face eforturi să scoată toxinele. Fiind toxinele astea toate creează în timp inflamație. Și atunci venim cu alcalinizarea, cu apa și cu produs de alcalinizare, se reduce inflamația și ajutăm corpul să se facă eliminările. Deci la durere de cap, beți la apă. La durere de cap, apă cu pulbere de coral și cu un antioxidant care este cel mai puternic antioxidant din lume, pentru că conține ioni de hidrogen molecular impregnat pe minerale, pe tehnologie nano, intră direct în celulă instantaneu și scoate radicalii liberi. Și am avut o pacientă foarte fumătoare care și-a testat antioxidanții. Există niște aparate care prin amprenta digitală testează nivelul de antioxidanți. Adică câți antioxidanți avem noi să fim protejați de împotriva cancerului și a bolilor grave. Și ea fumând 3 pachete de țigări pe zi, bineînțeles că antioxidanții au ieșit zero. Nu, zero, valoarea era 20.000, dar era foarte mică. Și domnul i-a spus, doamnă, nu știu cum să vă spun, dar sunteți... Mai tăiați măcar un pachet. Zice, sunteți rău dacă nu ți-avea fruncangeria. Și zis-o așa, abrupt, direct. Ea zice, păi da, zice, știu că fumez. Păi nu mai fumați. Păi nu pot, în sfârșit. Zice, pot să mai stau și eu cu dumneavoastră aici să, pe un scaun să mă mai odihnesc, să mai văd ce faceți dumneavoastră aici. Și a stat și a luat 2 antioxidante din astea, 2 H500, și după o jumătate de oră s-a dus, domne, m-ați speriat că am rău și eu nu cred că aparatul ăsta a dat erori. Nu, doamnă, că aparatul ăsta îmi dă. Bun. Și a testat-o din nou. Deci după o jumătate de oră deja crescuseră la 40.000. Deci ea într-un fel a vrut să verifice dacă este adevărat că H500-le are așa putere. Toma necredinciosul. Toma necredinciosul, da. Și am zis, vezi, dacă n-ai fi luat asta, nu era bine de tine. Dumnezeu te-a ajutat, dar Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiște, te lasă și țigările și, și o să fii bine. Da. Deci facem alcalinizarea, după alcalinizare deparazitarea. Deci trebuie să știm clar că o deparazitare corectă nu se face decât în mediul alcalin. De ce? Pentru că toți germenii patogeni care ne parazitează corpul trăiesc și creează mediu acid. Și atunci trebuie să facem alcalinizarea. Ce spun eu, apa și cu alcalinizantul H500 trebuie luate permanent. Eu le dau de la sugari, fără H500, doar apa. La sugari. Bun, am făcut alcalinizarea, începem cu procesul de deparazitare. Aici sunt foarte multe produse, sunt pachete de deparazitare. Deparazitarea se face cu plante care omoară paraziții și sunt plante țintite și trebuie să știm cu toții că mai am discuții cu colegii mei medici și mai spun, mai pleacă tu cu ierburile tale și cu biluțele tale homeopate.
Dar când dau de belea, ajung pe la mine. Când nu mai au medicina, soluție. Nu le mai... Da. Fiecare este... Mie mi s-a părut, când am făcut cursurile de fitoterapie, mi s-a părut mult mai grea fitochimia decât farmacologia. Și farmacologia, la timpul facultății, mi s-a părut carte de telefoane, cum să spun. Aha. Așa, ca să memorezi. Este mult mai grea și e foarte importantă. Și când am făcut cursul, făceam și înainte recomandări. Mi-am dat seama câte greșeli facem. Deci, fiecare plantă are niște principii active, nu e chiar așa simplu. Uh-huh. Deci, avem complexe de plante care, administrate, au acțiune antiparazitară, antibacteriană, antifungică. Le folosim și o deparazitare minimă durează 6 săptămâni. Da? De ce? Pentru că în primele 3 săptămâni mor viermii adulți, paraziții adulți. Și în următoarele 3 mor paraziții tineri și ouăle. Sunt persoane foarte infestate. Din interiorul organismului, nu de pe pereți. Exact, ce avem înăuntru. Da. Deci oamenii care fac ce le recomand se îngrozesc de ce elimină. Se îngrozesc, au zis. Păi de-aia sunteți atât de bolnavi, că țineți acolo în intestine. Știm cu toții, moartea începe în intestine. Noi multă lume îmi spune, nu fumez, nu beau. Mm. De unde am atâtea... Da. De la parazite, sigur, da. Și de la gândurile noastre. Că sunt oameni care, acum ne întindem, ne-ar trebui o zi întreagă să vorbim. Se alimentează cu gânduri negative. Exact, gândurile negative. Paraziți, vibrația lor coboară. Și atunci ești, prada, victima acestor paraziți. A tuturor bolilor care se aruncă pe tine. Exact. Da. Și după această deparazitare există un pachet special în care se folosesc și probiotice și enzime și stimulative digestive. Acestea sunt farmacii? Se găsesc în farmacii? Sau se găsesc produsele cu care lucrez eu, de care vă spun, sunt niște produse pe un circuit închis care se fac pe comandă. Sunt niște produse care sunt pe, cum să zic, în top acum. V-am spus, eu am lucrat cu produsele acelea, toate firmele mari de suplimente. Sunt niște produse care, într-adevăr, au dat niște rezultate extraordinare, motiv care, pentru care eu m-am cantonat la nivelul acesta. Rezultatele sunt extraordinar de bune. Ei, după ce am făcut deparazitarea, deci minim 6 săptămâni, țin să vă spun că am avut pacient la care am făcut 6 luni de parazitare. Am avut pacientă care a venit la consult, dar mi-a spus de la început, doamna doctor, am o boală pe care nu mi-a găsit niciun doctor. Dacă mi-o găsiți dumneavoastră, Doamne ajută, eu, zice, mi-am făcut pregătirea de mormântare, zice, eu nu pot să mai mănânc nimic, am greață, vărsături, mi-este rău, zac aleguma în pat, m-au dus copiii la București, mi-au făcut colonoscopie la 2 clinici, endoscopie, analize. Până la urmă au spus că stau rău cu capul, m-au dus la psihiatru, i-a dat tratament de acolo și a pus-o la pat definitiv. Săraca a fost inspirată, a zis, n-am putut să le iau, mi-a fost rău și nu le-am mai luat, dar nu le-am mai spus copiilor să nu-i supăr, da, că nu sunt ascultătoare. Și ce credeți că avea doamna? Deci cum am pus-o pe aparat, era plină de limbrici. Și i-am spus, tanti Maria, să mulțumești lui Dumnezeu că n-ai făcut ocluzie intestinală, că ăștia se încolăcesc așa, se fac ghem, fac obstrucție pe intestin și apare o ocluzie intestinală. Sau putea să-ți perforeze intestinul. Și zice, cum doamnă, eu de-aia sunt bolnavă? Da, doamnă. Oamenii nu cred pentru că nu se spun lucrurile astea. Nu. Adică ce, eu sunt copil, am paraziți? Păi de-a stați așa, că dumneavoastră ați adunat o viață întreagă. Uh-huh. Ai o tenie pe care o ții o viață acolo, că își înfige colexul pe intestin, se mai elimină cât un pic, de-aia stă și tot crește acolo. Și elimină toxine și ți-e rău. Ca să nu mai vorbim că există paraziți care pătrund pe cale digestivă și se duc și se cantonează la nivel pulmonar, la nivelul encefalului. Și am avut cazul unei doamne care a venit pentru că doamna era cardiacă. Niciun cardiolog, nici din Pitești, nici din București, n-au reușit să-i stabilizeze aritmia cardiacă. Deci a încercat toate variantele de terapie și a venit pentru că s-a sculat într-o dimineață cu ochiul negru. Deci avea ochiul negru ca și cum luase un pumn în ochi. S-a dus, au dus-o la medici,
Doamnă, zice, v-ați lovit în somn. Păi, Dumnezeu, mă lovesc în somn. Ce am, mă bat singură? Ce, cum? V-ați lovit de ceva? Nu, domne, nu m-am, așa m-am sculat. Și, mă rog, a venit cu dânsa, am găsit un parazit la nivelul encefalului. Parazitul ăla, probabil, are perioade de mulțire, creează acidoză puternică, sparge capilare, basele de sânge și atunci a apărut în zona orbitală o echimoză foarte puternică. I-am dat tratamentul și ce credeți? După tratamentul de deparazitare s-a echilibrat inima. Da. Deci toate aceste toxine fac, e foarte important să ne detoxifiem, să ne deparazităm. Sunt mulți paraziți. Noi știm de oxiuri, de ascariți, de giardia, dar ei sunt foarte mulți. Sunt paraziți de la păsările cerului pe care avem pe mucoase, apar conjunctivite, deci sunt foarte mulți și e foarte simplu. Fiecare om trebuie să știe, măi, de 2-3 ori pe an mă deparazitez. Știe produsele, le știe doamna cu ascarizii, cu limbrici, știe. Când e perioada cea mai bună? În perioada de post? Perioada posturilor, pentru că atunci mâncăm fără proteină animală, când la deparazitare trebuie să nu mâncăm lactate, dulciuri. Aha, e foarte bine că spuneți lucrul ăsta. Pentru că Fără lactate? Fără lactate, fără carne, deci fără dulciuri, toate astea creează lactatele, caseina din lapte stimulează secreția de mucus și în secreția de mucus se adună toxinele la nivel digestiv și pulmonar. Copii vindecați de azm după o deparazitare. Mămica, doamnă, duc, am venit pentru azm, n-am venit, îmi dați pentru digestie. Da, ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, un exemplu real de urmat, domnul Lucian Mihai, ne urmărește și doamna Bălașa din Spania. E interesant, e foarte interesant, stimați telespectatori. Poate și COVID-ul e... Da, am avut pacienți cu COVID. Da, mă rog, acolo... I-am tratat, da. Oamenii au fost, cum să zic, curajoși, n-au căzut în panică, în depresie și lucrurile au mers. Da, asta e foarte important la momentul bolii, pentru că asta am discutat cu mulți așa. Și boala asta s-a ciuat și a avut succes, între ghilimele, la persoanele cu vibrații foarte joase. Exact. Cei care au fost încrezători, cei care au luptat, cei care au fost pozitivi, au trecut mai bine peste ea. Doamna doctor, o găsiți în Pitești, o găsiți în București, va fi probabil și în Piatra Neamț, asta nu știu, dacă domnia sa va găsi. Da, așa studiați. Se întrevede o colaborare aici cu o clinică. Da. După 30 de ani de medicină, iată stagiatură la spitalul din Thionville, la clinica Nancy în Franța, la secția endocrinologie pediatrică, competențe și certificate în domeniile biofeedback, apifioterapie și homeoterapie. Homeopatie. Da, sunt multe lucruri. Ideea este aceasta. Detoxifierea. Organismul nostru este plin de toxine. Da. Mâncăm prost, mâncăm prost. Anapoda, mâncăm la repezeală, mâncăm de unde apucăm. Nu mai spunem că suntem și... Dacă COVID-ul ăsta ne-a învățat ceva, să ne spălăm pe mâini mai... Da, așa corect, e, igiene, da? Sper să rămânem cu obiceiul ăsta, da? Și ținem cont, da? Urmăriți-o pe doamna doctor, doamna Constantin. Sper să mai veniți pe la noi să mai vorbiți. Îmi place liniștea dumneavoastră, starea dumneavoastră așa de liniște, de optimist, de... Da. Așa trebuie să trăim, frumos. Da, am trecut prin multe în viață, am trecut prin multe că... și numai prin suferință reușim să înțelegem rostul nostru pe aici. Ce să spun, eu la 5 ani am spus că mă fac medic pentru că mi-a murit bunicul meu. Bunicul meu este preot martir, a murit pentru credință. L-am iubit foarte mult și mă iubea în Pitești. În Pitești, nu? Da. Acolo la celebra... Da, altă, e o poveste, da. La începutul comunismului, când preoții erau chemați să spună ce spun oamenii la spovedanie, se făcea colectivizarea și bunicul a spus, spovedania este o taină și eu nu pot să spun așa ceva, și îl băteau la miliție acolo cu lanțul în cap.
În 8 luni a făcut un cancer de cerebel și a plecat la Domnul. Dar eu am știut tot timpul că a murit pentru credință și că este un martir. Am primit și răspunsul acolo unde am întrebat, pentru că am visat icoana lui în casă. Am visat o icoană nouă în casă și în icoană era el. Deci mi s-a confirmat acest lucru. Deci eu am crescut în spiritul lui Dumnezeu, cu reperele morale creștine, fără de care nu putem să avem o viață frumoasă și normală. Și la 5 ani, după ce a murit bunicul, am declarat sus și tare, eu mă fac doctor să vindec pe toată lumea, să nu mai moară nimeni. Asta a fost dorința mea. Dumnezeu mi-a ajutat să pot ajuta oamenii, pentru că e adevărat, ne bazăm pe mintea noastră, dar ajutorul cel mare ne vine de sus. Doar de sus, fără îndoială. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, că ați venit la o emisiune fără să știți unde veniți, da, și cu cine veți dialoga. Mi s-a întâmplat de multe ori lucrul ăsta și n-am dat greș. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Și mă bucur foarte mult că putem să le spunem oamenilor, să le dăm aceste sfaturi bune și corecte care stau la îndemâna noastră. Deci o apă corectă, alcalină, cu antioxidanți, o deparazitare. Și o deparazitare, avem și la nu strică, măcar așa de curiozitate, da, se poate face. Dacă vreți să o căutați pe doamna doctor, o găsiți. Are și numărul de telefon, iată, vedeți adresa drmarianaconstantin.ro, are și număr de telefon, v-ați dat numărul de telefon, sunteți deschide total, da? O să avem și aici numărul și cât mai rămâneți în Piatra Neamț, dacă o să o găsiți, intrați pe site și luați legătura cu doamna doctor, pentru că sunt lucruri importante și e păcat să nu folosim, pentru că nu sunt lucruri atât de complicate să foarte cauți. Simple. Da, foarte cele mai simple. Nu trebuie să ne complicăm viața. Lucrurile simple sunt la îndemâna oricui. Da. Spun și copiii. Vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi, pentru dialogul de astăzi. Doamna doctor Mariana Constantin, astăzi în emisiunea noastră, despre detoxifiere, la îndemâna dumneavoastră, la îndemâna fiecăruia. Mai aveți ceva de spus? Mai aveam multe de spus, dar nu ne ajunge o emisiune. Mai veniți, dacă mai rămâneți mai avem de vorbit în oraș. Mai rămân până sâmbătă, da. Vorbim despre detoxifiere, despre cum trebuie să facem corect detoxifierea, despre cum facem regenerarea corpului. Mă bucur că v-am cunoscut. Lucru. Cu siguranță o să mai avem posibilitatea să vorbim și în alte emisiuni. Eu vă mulțumesc foarte mulțumesc mult. Eu. Vă mulțumim și dumneavoastră. Vă dorim o zi bună până mâine, când sperăm să ne revedem iarăși aici în emisiune. La revedere! La revedere!